Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Taur, etalare pentru decembrie. Da, recuperez. Decembrie 2022, poate să fie și sfârșit de an, început de an 2023, dar o să facem și pentru atunci altceva. Haideți să vedem ce cărți au venit. În timp ce pregăteam cărțile și am amestecat, am observat așa la capătul setului de cărți un 8. Interesant, da? Moarte și renaștere, dar nu știu de ce 8-ul acesta mi-a transmis mai degrabă sentiment cu inelul. Inelul 25, 7, 7 și 8, că mergeți către un angajament. Inelul înseamnă angajament. Logotnă, căsătorie, mai mult sau mai puțin, dar e un angajament, poate să fie față de voi. Că veți fi într-un anumit fel. 8 înseamnă moartea unor situații, unor relații, unor contracte, unor opțiuni, în ce sens, vibrațional. Dar înseamnă și transformare. Și am zis ei că l-am dat cam... La toate zodiile a apărut acest număr într-o anumită formă de mai multe ori. Cred că toți ne transformăm. Ce ziceam eu în videoclipul pe care l-am prezentat, cred că și voi. Dar m-am liniștit când am văzut că a apărut asul de monede și apoi la capătul setului de cărți, asul de cupe. În primul și în primul rând, munciți. Munciți nu doar pentru transformarea voastră, coptia înseamnă transformarea, apropo de ce am văzut mai devreme, financiară. Ați refuzat niște opțiuni care vă creau confuzii și vă concentrați pe stabilitatea voastră și independența voastră financiară, dar apare și asul de cupe. Poate să fie o dragoste la locul de muncă al vostru sau al persoanei respective. Vă vindecați prin muncă, vă vindecați prin muncă. Munca pe care o faceți din suflet, cu pasiune, iar o mare diferență între a munci pentru bani, pentru stabilitate și a munci din drag, de drag, din suflet. Și apare și asul de monede. 8 și cu 1 nouă, independența. Dar ori un proiect, repet, în care investiți, munciți cu mult drag și care vă și vindecă, vă și aduce stabilitate, dar eu zic că e și dragoste. O nouă dragoste care poate, cum am zis mai devreme, să ducă către o relație angajată, de lungă durată, cu potențial de transformare a ambilor. Hai să vedem situația. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Taur, decembrie 2022. Situația generală în principiu. Ce mai făcuse mai devreme? Balanța. Acolo iar a apărut tot. Cred că și la săgetător într-o anumită formă. Nu știu, la celelalte că a trecut destul timp de la, nu știu, berbec, gemeni, ce mai făcut. Dar, mai zis, toți ne transformăm la sfârșit de an măcar acum. Situația pentru Tauri. Soare, Luna, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Taur. Odată. De două ori. De trei ori și trei. Au fost blocaje, au fost greutăți. O dată. De două, de trei ori. Așa tare eu, de trei ori. Să vedem. Oh, 2 și cu 3, 5. Mare grijă ce munciți. Că aveți oameni care profită de munca voastră, care vă afectează sporul. Ah. Și dragoste. Am zis, asul de monede poate să fie un job, un proiect. Asul de cupe poate să fie dragoste. Poate să fie două chestiuni separate. Sau doi într-unul. Oameni care se bagă în relația voastră, în iubirea voastră. Mare grijă. Am vrut să iau doi că... avem chef de... Apropo de trei, interesant! Triunghi amoros pe... și cu diavolul. Posibil... Mamă, triunghi amoros pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea. Repet, al treilea personaj poate să fie de la locul de muncă care vă bruiază. Vă bruiază cuplu cu diferite chestii. Vezi că la job trebuie să mai faci nu știu ce proiect, vezi că trebuie să mai faci nu știu ce chestie. Știți? Și vă scoate din atmosfera de cuplu. Aia, a voastră.
Posibil, dar pentru alții e foarte posibil să aveți ori voi, ori persoana dragă, să aveți o altă figură. 22 se însemne ceva pentru unii, poate să fie numele, numărul de naștere, numele de naștere. Puh, ce am numele de naștere? Data nașterii, 15-25-22, 20-22, 23-24-25, interesant ce evoluție. 22-23, pe calea voastră sunt niște. Niște indivizi care nu vă aduc prea multe beneficii. Pe calea voastră, vedeți cărțile? Aici e calea. Calea voastră sunt 22-23. Niște indivizi care vă bruiază. Dar aveți și un personaj care vă echilibrează 2 și cu 4-6. Care vă aduce multă dragoste. Însă, tot pe calea voastră am zis că sunt două tipologii. Unul care vă... O tipologie care vă deranjează și în această tipologie și una care vă aduce echilibru. În această, să zic, categorie a celor care deranjează, celor toxici, adictivi, obsesivi, e un personaj posibil feminin, de care obsedat de bijuterii, de decorațiuni, de haine, de țoale, de, eu știu, țoale, de bani. Mare grijă! Mare grijă. 22. Și dragostea 2 și cu 4, 6 este norată din cauza, da, din cauza acestor personaje. În viața voastră sau a lor. Da. Hai să vedem unde sunteți voi în această perioadă. Aziți un personaj care vă susține? Foarte puternic, o energie feminină foarte puternică, cu vibrație înaltă de, și foarte veche. Un soi de old soul, suflet veche, vechi, evoluat, care vă susține. Hai să vedem energia voastră. Energia voastră în această perioadă. 5-6. 5 sunt legături tradiționale, că 5 cerile marile preot, căsătorie, familie sau job. Familia din care veniți, da? Rude, prieteni, nu știu, părinți, frați, tot aia. Upsa! Interesant, a venit ritualul și la voi. 3 și cu 5, 8, apropo de transformare. Mai trebuie să, am zis și mai devreme, și la balanță a venit în altă poziție ritualul. Așa, și aici, 19, liability și puterea. E o femeie, e o energie feminină foarte puternică. Și mai este o altă energie foarte schimbătoare, de care trebuie să vă eliberați. Însă, unii dintre voi, pentru că știți și voi că aveți în preajmă, repet, niște energii, niște oameni care vă mănâncă din spor, știți că trebuie să vă eliberați, știți că trebuie să schimbați ceva, să vă, nu, bine să strână, să vă adaptați, să vă luptați, să vă recăpătați puterea, intuiția, inspirația și stabilitatea. Aveți foarte multe lucruri de făcut. Dar fiți atenți că acest ritual este o avertizare că trebuie, am mai citit și mai devreme la balanță, trebuie să vă creați spațiu în viața voastră. Vreau să citesc, da. Să vă echilibrați viața. Ia ce zice aici. Zice așa. Trăiți cu cu autenticitate și pace. Nu trăiți cum alții vor să trăiți, cum este dorința altora de a trăi. Trăiți-vă viața voastră. Evident că nu haotic, nu toxic, nu adictiv. Trebuie să treceți dincolo de aspectul ăsta decorativ, material.
Trebuie să vă creați un ritual care să vă aducă pace în viața voastră și să vă poată vindeca de niște tendințe toxice ale voastre, ale celor din jur. Și zic ale voastre că toți avem tendințe, nu sunteți voi scutiți de aceste tendințe toxice. Și adesea repet, repet că le-am mai spus atâtea ori, interesant, aici e oglindă, le căpătăm prin oglindire, prin mimetism. În fiecare relație pe care o avem, căpătăm și obiceiuri proaste și bune. Acum, dacă avem de-a face cu oameni toxici, obiceiurile sunt multe toxice. Dacă avem de-a face cu oameni înalți, de vibrație înaltă, căpătăm obiceiuri sănătoase. De-aia zic, e și un proverb, cine se aseamănă se adună sau... ai grijă cu cine stai, că nu mai știu cum era proverbul. În fine, aveți grijă să vă hrăniți pe voi înșivă și să dezvoltați obiceiuri care vă sunt benefice și folositoare vouă și, eu știu, celor cu care stați, familie, prieteni, colaboratori. Hai să văd. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Taur. O dată, decembrie 2022, de 2. Ioi, de trei ori, ia uite, mincinu, ia uite, o să mai amestec o dată, 7 de spade. Să nu vă mințiți că sunteți într-o relație toxică cu cineva, luna, sunt secrete, valetul de spade, cineva vă urmărește în secret, sau sunt chestiuni, eu femeie, luna e energie feminină. Ori voi urmăriți pe cineva, ori cineva vă urmărește pe voi, dar sunt secrete, sunt minciuni, sunt strategii, cineva fuge. De ce fuge? 6 de cupe, eu aici 6 de cupe asociez cu această dragoste, cu 6 cu 6. E un personaj care vă înțelege, dar nu știți, da, asta este, 2 de monede. Nu știți ce să alegeți, azi am zis, sunt, mai, dar nu e greu, nu e greu. Trebuie să alegeți oamenii care vă simt și vă înțeleg. Nu cei care vă dau impresia că vă înțeleg, vă cântă în strună doar ca să aibă ei câștig. Aceștia sunt strategii toxici, da? Cei care au interese financiare, materiale, sexuale, orice, da? Hai să mai amestecăm o dată. Taureți. Tăuriți și tăurițe. Tăurași și tăurașe. Odată. Măi, ce dar atâtea mesaje mai în plus. Ioi, ce frumos! Hai ce, trebuie să... Toate semne de pământ, inclusiv Venus aici, puteți să fiți voi, sau un personaj care, repet, cu care vă ogliniți valorile și părțile bune, nu alea toxice. Dar aveți cavalerul de monede, de obicei fecioară, sau cineva cu planete în fecioară sau în casa șasea. Venus, superba Venus, planeta iubirii, împărăteasa, femeia divină, regina de monede, o femeie stabilă, independentă cu afacerea sa de succes. 10. Poate și lucrează acasă cu 10 de monede, posibil, nu obligatoriu. Wow. Bani. Wow, ce simt! Acum, imediat înainte să zic ce simt, vreau să zic că unii dintre voi vreți să mergeți într-adevăr spre succes, dar succesul ăsta nu ține doar de material, ține și de creșterea voastră spirituală și de exprimarea iubirii, nu doar ale esteticului, cum arătați, cât de bine sunteți aranjați, aranjate, că taurii sunt, într-adevăr, se concentrează pe aspectul fizic, dar sunt senzuali, sunt frumoși, bărbați, femei, nu contează. Dar aici nu este mai mult decât atât. Este împărăteasa care oferă cu generozitate, dragoste, înțelepciune, e patru regini într-una, da? E împărăteasă, măi. Cea mai înaltă vibrație dintre toate femeile, dintre toate energiile feminine, mai bine zis. Așa,
Deci, unii dintre voi vreți să mergeți pas cu pas, bărbați către o asemenea femeie cu care să faceți casă, afaceri, chestii de genul ăsta. Altele, dacă sunteți femei, vreți voi să ajungeți aici, dar nu doar la bani, ci și la această postură de unică, de da, autenticitate, dar la aici trebuie să lucrați mult. Și ce vreau să mai spun între timp, a apărut un alt mesaj. Sunt două femei față în față. Față în față. Ambele au bani. Însă, împărăteasa s-a construit singura, pas cu pas, cu răbdare. Cu răbdare. La modul ordonat, de ani de zile lucrează la această vibrație. Cealaltă, nu știu de cât timp, are familia în spate. Ori e căsătorită, ori sunt părinții rudele care o susțin financiar. E o diferență? E o mare diferență și din cauza asta n-ajunge. Vedeți? Ea a fost susținută și ajunge doar la regină de monede. Da, are succes, are ce are nevoie, da? Dar concentrarea a fost doar pe material, pe fizic. În plus, cealaltă a pornit de la 0, de la 0, de la 1 și s-a construit singură la cea mai înaltă vibrație. Wow, două femei. Eventual, aici este. Una care toacă banii familiei. Sunt multe mesaje care vin pentru unii, clar sunt, da? Există o energie feminină care dorința de a avea, da? Consumă din resursele familiei care sunt aia, căsătorie sau neamuri, nu știu. Așa, și încă una care oferă, că aici e Venus, aici e 6, eu așa zic, aici e 6. Și 10 e multiplu de 5. Două energii și iar am de-am stricat. Trebuie să alegeți. Bărbaților, eventual între două tipuri de femei, ambele frumoase, ambele puternice, însă, totuși, e una mai puternică decât cealaltă. De ce e puternică? Pentru că s-a construit singură și a învățat ce înseamnă empatia, răbdarea. Da? Hai, odată. De două ori. De trei ori. Ia uite, diavolul, energie toxică, obses, ia uite minciuni, aici o păcăliți, împăratul și împărăteasa. Și voi trebuie să munciți, dacă vreți să ajungeți la acea împărăteasă și voi trebuie să munciți să fiți împărați. Dar aveți în preajmă, sper că nu manifestați voi, nu știu, energiile masculine, e aici o chestie toxică. În care vă păcăliți. Știți, pentru mine diavolul înseamnă și căsătorii, pentru că ele sunt cele karmice, da? Legăturile karmice sunt căsătorile. Poate să fie, într-adevăr, și jobul, și mediul în care stați, dar diavolul a apărut de două ori deja. Trecut temperanța. Wow! Împărăteasa revine! Și, wow! Trei arcane majore! Îndrăgostiții. O să clarific. Dar deocamdată e un mesaj. Dacă ați încercat, că e Venus, e zodia Taurului, dacă ați încercat să vă temperați, să vă echilibrați, să vă vindecați de niște chestii toxice, negative, neplăcute, dureri, trădări, whatever, voi le știți? Ați lucrat intens la această transformare, că temperanța vine cu transformare, cu echilibrare, la această abundență pe care unii dintre voi ați început să o manifestați și aceasta v-a adus o nouă dragoste în viață. Iar avem 6. Un suflet. Flacără geamănă, suflet pereche. O dragoste. Acum, bărbați, în viața voastră a intrat chiar această femeie unică, care aduce dragoste și vindecare. Nu e doar dragoste trupească, este și dragoste spirituală. Hai să și... La capătul setului de cărți, 5 de cupe. Sunt niște regrete, o așteptare. E o familie a cuiva care influențează, o familie cu secrete. Eremitul. E o despărțire. E o separare bruscă. E o separare bruscă în acest context care aduce tăceri necesare ca să
Investigați fricile pe care le moșteniți din familie, că am văzut de 8, da? Am văzut asul de monede, am văzut asul de cupe. Aveți de început ceva, o poveste de dragoste care poate să fie durabilă, dar trebuie să vindecați niște chestiuni din familia voastră. Și după ce le înțelegeți și le vindecați, trebuie să rostiți niște... să exprimați sentimentele voastre față de cineva, eventual. Poate să fie și invers, evident că este etalare colectivă. Poate să fie și invers. Dar trebuie să exprimați emoțiile, trebuie să investiți în lucruri care vă susțin. Cu alte cuvinte, să investiți în sufletul pereche, nu în cel care vă... Care era? Venea în engleză cuvântul. Vă epuizează energetic, emoțional, financiar. Iar 3, 3, vedeți? 3 și 3. 3 șoricei, 3 cupe, prieteni care vă consumă, oameni care... Și repede, poate să fie și la locul de muncă. Hai să clarificăm. Curățăm cărțile. Temperanța. O dată. De 2. Asul de cupe, a venit o nouă dragoste! Nu m-a lăsat să tai. O nouă dragoste care vă vindecă. Eventual, iubirea... Dau două mesaje măcar, da? Dacă ați învățat să vă iubiți și să vă vindecați, ați atins sau ați întâlnit sau ați atins această poziție de împărăteasă, o poziție absolută, aș spune. Dar, hai să vedem, împărăteasă, o dată, de două ori, de trei ori. Fost multe opțiuni, multe opțiuni în viață și confuzii. Uite cupe mai, deci o nouă poveste plutește în aer de mai mult timp. E din trecut, se întâmplă, v-ați întâlnit față în față cu iubirea, măi. Față, dintre toate opțiunile, nu vedeați care, nu făceați diferența la un moment dat. Dar a venit. A venit iubirea în viața voastră. Ia, îndrăgostiți-i odată și v-a pus să alegeți. Et. 10 de vâte. Să alegeți între cei care vă consumă energia și cei care vă oferă energie și vindecare și înțelegere și empatie și dragoste. Cu această... Mai, deci am avut niște revelații, ieri am ascultat niște documentare și am avut niște revelații referitor la 2 de cupe. Nu pot să exprim într-o etalare câte aș putea spune despre 2 de cupe. Colaborare, prietenie, dragoste. Posibil. Asul de cupe l-am văzut și la început. Acum dragostea asta consumă pentru că știți că aveți responsabilități. Asta e. Trebuie să rezolvați, să alegeți. În prezent, asul de bâte, ce frumos. Până la urmă, cred că renunțați la ce vă consumă energetic, la cele multe responsabilități și alegeți o singură, un singur proiect, asul de cupe, asul de bâte. Această dragoste. Deja nu mai e doar prietenie, nu este doar înțelegere, deja este și pasiune. Ia uite, valetul de bâte. Wow. Și cavalerul de monede. Voi sau altcineva? Deocamdată avem pe masă semne de foc, de apă, pești, drac, scorpion, berbec, leu, săgetător și de pământ, taur, fecioară deocamdată și săgetător și gemeni. Așa că vă place vouă. Însă, în prezent aveți o nouă pasiune, un nou proiect la care lucrați cu sârg pentru unii dintre voi, pe care îl puteți prezenta în public, acum vorbesc din punct de vedere financiar, profesional, pe care îl puteți prezenta într-un mod foarte original. Eventual, la originalitatea prezentării acestui proiect, vă susține un suflet pereche, da, care suflet pereche poate să fie colaborator, rudă, care vă înțelege, oricine. Trecând peste povestea cu amorul, da, pentru că sunt multe interpretări. Repet, pentru că v-am mai zis, încercați să fiți flexibil în tarot, pentru că tarotul este foarte versatil și mesajele sunt, dar se aplică variat de la om la om.
Hai să clarificăm acum. Pentru că nu vor asculta doar Taur, ascultă cineva cu Luna în Taur, ascultă cineva cu Venus, cu nodul Nord. Ia uite, trădări. Un sentiment de trădare. Ia uite, ați fost manipulați. Dar voi știți că ați fost manipulați. Dar e fain că vă eliberați 8 de cupe. Mergeți către echilibru. Ia uite, asul de monede. Mai. Bravo. Știi, în principiu știți ce aveți de făcut. Chiar dacă lucrurile se manifestă, nu se întâmplă peste noapte, măi. Hai, asul de bâte odată. De două ori. De trei ori. Însă, în acea poveste de dragoste, în acea prietenie, e o prietenie specială în viața voastră sau colaborare, se aprinde o scânteie. Apare atracția. Nouă de bâte. Interesant. Imediat. Nouă de bâte. Ia uite. Emoții, dragoste, regele de cupe și cavalerul de monede. Clarificăm valetul de bâte. Valeții comunică. Valeții inițiază că asul este energie care vine înspre noi, potențialul vibrator, dar trebuie inițiat, trebuie marcat printr-un valet, printr-un cavaler. Este un anume tip de evoluție, da? Energia din aer, apoi cuvântarea și inițiativa și apoi construirea. E o evoluție. Am văzut și mai devreme că e evoluție. Hai să... interesant, în timp ce vorbesc apare temperanța. Vindecarea după un șoc, după o traumă, după o separarea de iubirea voastră. Asta e clar. Pentru unii e separarea de iubirea voastră, o separare neașteptată. Avem 6 iar, avem 6 și 16. 6 și 16, interesant. Opa, iar ce mai văd ce conexiuni. Deci, separarea de iubirea voastră pentru unii, nu știu pentru câți, dar pentru unii așa e. Separarea de iubirea voastră vă provoacă să vă luptați, să vă echilibrați, să vă regândiți granițele. Acum, ce vreau să zic? Ia uite, 5... 5, 25 și mai avem aici 5. 5 e conflictual, să știți. Și avem 6 și 16. Sunt două tipuri de energii care sunt în preajma voastră. Una conflictuală, toxică și alta armonioasă, dar de care v-ați separa brusc, pentru că trebuie să învățați să aveți răbdare, să vindecați traumele, măcar o parte din cele vechi, ca să... Sau ei, evident, dar eu zic ambii. Nu doar voi vă vindecați și ei se vindecă. Nu doar ei se vindecă și voi. Hai să vedem. Valetul de bâte odată. De două ori. De trei ori. Ia uite, regina de cupe, dragoste, emoții, sensibilitate. Judecata, măi! Ce interesant! Imediat. Vorbim și despre cavalerul de monede. O dată. De două ori. De trei ori. O, soarele! E frumos! Trebuie să alegeți soarele. Alegeți oamenii de vibrație înaltă. Cavalerul de monede. Îndrăgostiți, sub îndrăgostiți. Asta e. Așa, alt mesaj. Dacă știți că există în această perioadă o tentație, că tot apare diavolul din partea cuiva, posibil din trecut, care încearcă să vă tenteze, să se împace cu voi, blocați. Și concentrați-vă pe transformarea voastră, pe renașterea voastră, pe inițiativa și inițierea acestei transformări. Judecați bine, pentru că judecata și îndrăgostiții, care înseamnă alegeri, e o carte care reprezintă alegeri importante în dragoste. Deci alegeri, judecată și blocaj. Judecați bine ce aveți de făcut. Dacă vreți lucruri valoroase, trebuie să aveți răbdare în construirea lor. Dacă vreți echilibru, trebuie să vorbesc despre acești îndrăgostiți cât mai curând, stați pe aproape, pentru că am niște lucruri, trebuia de la începutul anului, dar n-am avut timp. E bine și acum.
Pentru că această carte reprezintă și echilibrul vostru interior. Cum să atrageți iubire dacă voi nu sunteți în iubire? Cum să atrageți oameni armonioși dacă voi nu sunteți în armonie? Așadar, dacă ați început la transformarea voastră să lucrați, îi atrageți pas, pas cu pas. Mergeți către dragoste adevărată, către echilibru. Dar trebuie să inițiați renașterea. Pe de altă parte, dacă aveți un proiect de susținut, acum revin la partea profesională, dacă aveți un proiect de susținut în public, proiect profesional, n-ar trebui să vă lăsați intimidați de nimic. Nu că ar fi taurii rușinoși, dar când e vorba de prezentare profesională în public, știu ce înseamnă, da. Ascultați ce spun cei din jur și apoi ascultați și apoi vorbiți. Cât mai calmi, cât mai echilibrați, cât mai și practici, dar nu e vorba doar de practicalitate în prezentare, cât e vorba de calm, de vibrație, de ton și de originalitate. Și veți reuși să atrageți colaborările și susținerea de care aveți nevoie în acel proiect. Acum am zis despre profesional, am zis despre dragoste, am zis că e o tentație, posibil o tentație, o aventură sau cineva cu marcaj în semn de foc care vrea doar sex. Dacă e cineva care vrea doar sex, blocați-i. Dacă voi știți că vă doriți doar... Dar nu, variază, în fine, că sunt tauri și tauri. Știm că sunt unii tauri care sunt foarte preocupați de aspectul ăsta sexual. Că sunt niște cuceritori, da? Taurii. Unii sunt. Dacă știți că aveți această tendință, e posibil să fiți blocați la un moment dat. Dacă vă duceți către împărăteasă doar cu un as de bâte, sigur o să fiți blocați. Către împărăteasă mergeți cu vibrații înalte, cu dorința de a vă transforma, de a iniția lucruri originale, de a construi echilibru. Către împărăteasă, așa mergeți. Nu doar cu asul de bâte în mână. Acum, am dat sfaturi pentru toată lumea, cine vrea să asculte bine, cine nu. În viitor, 7 de cupe, asta e. Cineva are opțiune, regina de bâte. Asul de spade, ce frumos! Aveți, ia uite, în trecut as de cupe, în prezent as de bâte, în viitor asul de spade. Veți înțelege pe ce trebuie să alegeți. Ce înseamnă dragoste? Aveți îndrăgostiții? Unul sub celălalt, îndrăgostiții care vă consumă, da? E o dragoste specială care vă consumă pentru că nu sunteți obișnuiți cu acest gen de dragoste. Apoi, în prezent și în perioada următoare, veți înțelege că aceasta trebuie construită. Și înțelegând și alegând corect, veți manifesta victorie în această direcție. Dacă e cineva din trecut care încearcă să se împace cu voi, doar pentru, eu știu, diferite chestii, eu zic că ar fi bine să-i blocați, pentru că în continuare creează confuzii. Dar hai să clarificăm. Mai e și o regină de bâte. Regina de bâte e energie feminină, plină de pasiune creativă. Ah, ce drăguț în aceste cărți. De obicei ține o floare, aici sunt două flori, nu doar una. Interesant, înseamnă că această energie feminină pasională susține colaborarea. Hai să vedem. Nu e o tipă, aici vreau să ajung, nu e o tipă egoistă care se gândește doar la ea și felul în care strălucește. Nu e personaj despre care am vorbit mai devreme, aceea cu inelul interesată doar de chestiunile materiale. Cred că este parte din această împărăteasă, din această femeie sau energie feminină complexă, care are pasiune, are creativitate și are și dorință, are magie, are dorința de a colabora cu voi, de a crea în doi ceva. Dar hai să
Interesant, unii dintre voi aveți de ales între o balanță și cineva cu marcaj în semnul soarelui, în semnul leului sau săgetătorului. Unii. Nu toată lumea. Hai să clarificăm. Curățăm cărțile. Șapte de cupe. Clarificăm pentru Taur și Taurițe. Șapte de cupe odată, de două ori, trei ori. Luna. Vedeți? Sunt secrete. Sunt confuzii. Temperanța. Sub temperanță. Mai. Imediat. Clarificăm și regina de cupe. Sunt niște secrete acolo, niște frici care trebuie vindecate o dată, de două ori. Regina de cupe. De trei ori, dar nu m-a lăsat. Regina de bâte a fost clarificată de patru de bâte. Wow! Acasă! Și împăratul. Începeți un proiect acasă unii dintre voi. Pentru alții, pentru altele mai bine zis, valetul de monede. Da, alegeți. Alegeți cum să vă manifestați stabilitatea. Clarificăm șase de spade. Date. De două ori. De trei ori. Ia uite, steaua, vă vindecați, măi. Mai. Câștigați lupta cu demonii. Interesant. Nouă. Și cu 1-10. Încheiați un ciclu. Foarte... Wow! Da! Dar în aceste de cărți, diavolul este obsedat. Și financiar și sexual. Îi puneți... Vă eliberați de un personaj foarte toxic. Voi... Sau personajul respectiv... Începe să vadă adevărul. Nu știu dacă sunteți voi sau cineva din preajma voastră. 15 iar apare. Da? Scuzați-mi. Probabil că aveți de comunicat că e tot pe asul de spade și văd că încep să tușesc. E chakra 5 a comunicării. Dăm o carte pe temperanță. Diavolul. Nu, dăm acum pe 9 de spade. Câștigați bătălia cu demonii voștri. Închipuiți sau reali. Eu așa zic. 5 de, vedeți cărțile? 5 de spade, 9 de spade. Aveți victorie în fața dușmanilor, în fața intrigilor, în fața 9 de spade. Vă eliberați de griji, de stres. Orice grijă mai vine, sub forma interesant, mai e și un stres sexual. Poate cineva vă trimite gânduri sexuale, obsesii, poate sunt ale voastre, ale lor, nu știu. Le câștigați luptele astea noaptea și manifestați victorie. Acum aici pare o energie masculină care se luptă cu sine ca să manifeste victorie într-o relație cu energia feminină. Energia feminină care este reprezentată aici de împărăteasă, de judecată, de regina de bute. O energie care duce foarte multe și în primul rând își duce victorile cu... stoicism, aș spune. Ideea e că în viitor veți alege. Veți alege să fiți cu oameni
sănătoși mental. Nu mai vreți să vă împăcați cu cei care creează. Deci la temperanță, temperanța înseamnă și dorința de împăcare, ca și judecata. Dar nu, am zis că blocați pe cei care sunt obsedați de sex. Și cineva din trecutul vostru, care a încercat să pară echilibrat, echilibrată, poate cineva cu marcaj însăzitător, nu știu, pentru unii e posibil, dar nu mai vreți. Nu mai vreți confuzii. Cu alte cuvinte, alegeți. Alegeți. Dintre toate cupele, alegeți. Ce alegeți? Ia să mai vedem ce alegeți. Ia. Clarificăm temperanța. Ca acasă, sigur, începeți ceva. O dată. De doi. De trei ori. Ia uite. Alegeți oameni puternici cu care puteți să creați lucruri. Și a zis, alegeți. Ia uite, mai preoteasă. Alegeți și alegeți creștere spirituală, mă. Unii dintre voi alegeți creștere spirituală. Dacă sunteți dintre cei care nu alegeți așa ceva, ascultați pe alt canal, vă rog frumos. Unii dintre voi vă eliberați de confuzii și alegeți creștere spirituală, alegeți să comunicați cu energiile înalte. Și acelea vă vor inspira, ca judecata, un alt înger care inspiră la renaștere, la transformare, vă vor inspira în crearea, că regina de bute creează, creativă, în crearea stabilității voastre. Tot așa, pas cu pas, pas cu pas. Dacă vreți să vă împăcați cu femeia voastră divină, unii dintre voi, aveți șanse. Aș spune. Aveți șanse. Dar pentru asta trebuie să alegeți creșterea spirituală. Deci asta ar fi una dintre creșterea spirituală și eliberarea de demoni și de obsesii și de energiile karmice toxice. Dacă vreți să fiți cu femeia voastră divină sau dacă vreți să fiți în această vibrație foarte înaltă. Repet, eliberă de confuzii, de obsesii sexuale ale altora, nu neapărat ale voastre, îi blocați. Nu mai vreți așa ceva. Și victoria asupra demonilor voștri și a altora. Care demon înseamnă? Frică, ego, obsesii sexuale, obsesii materiale, posesivitate, mândrie, orgoliu, chestii de genul ăsta. Sper că ați înțeles, da? Cui nu-i place, caut în altă parte. Eu îmi dau silința să explic cât mai clar. Nu țin musai să vă creez scenariile, vedeți cum se aplică mesajele în viața voastră. Sfaturi, odată, adică nu mai. Ia. Ce sfaturi avem pentru? Pentru că voi trebuie să vă creați pacea voastră. Am zis, este transformare. 4. E stabilitate acasă, în voie bună, atmosferă frumoasă. Da, trebuie făcut cu pași mici. Sfat. Poate că cineva vrea să comunice cu voi, pentru unii dintre voi și în viitor și în prezent. Dar. Sfaturi pentru tauri. Sfaturi. Repet, ca și concluzie, aveți de ales între două energii. Go for it, asta e. Cuceriți. Regina de bute cucerește. Cuceriți-vă visul, dragostea, partenerul divin sau partenera divină. Că aveți aici multe cărți care sugerează că v-ați întâlnit cu sufletul pereche sau flacăra geamănă. Bărbat, femeie, nu contează. Ah.
Și dacă e un proiect, mergeți pentru el. Acum, dacă aveți multe emoții, încercați să vă echilibrați, să vă calmați un pic. Mai dăm o carte. Sfaturi. Pentru Taur și Tauriță. Și nu uitați că la această etalare ascultați ce e cu ascendent, cu luna. Gândiți judecata, gândiți, apropo de gemeni, de îndrăgostiți, gândiți că trebuie să alegeți lucruri importante și în momentul în care alegeți asul de spade, mergeți către ceea ce ați ales. Și veți avea victorie. Dar trebuie să vedeți lucrurile dintr-o perspectivă mai înaltă. Nu vă fixați doar pe detalii, nu doar pe aspectele fizice. Încercați să vedeți lucrurile și din perspective spirituale, emoționale, inspiraționale, oamenii care vă oferă stabilitate prin implicare și pasiune și wow. Miracole și binecuvântări. Și încă ceva. Ia uite, concentrați-vă pe dragoste. 24 apare de două ori. Nu știu dacă sunteți voi sau persoana cu care aveți să face. Dar aici e un dragon. E un soi dragon. E un soi de ia uite, și aici e dragon. La 9 de spade. E o energie toxică. Dacă e a voastră, o vindecați prin dragoste și empatie și iertare față de voi, că am văzut, da. Dacă e altuia, vedeți partea bună a fiecăruia. Dacă nu e a voastră, energia asta e alt, nu vreau să zic altceva. 24, băi, dar nu vrea. Ce are, mă, că nu vrea să schiază? Poate să fie o femeie care vă privește cu dragoste și vrea să vă ajute să vă susține în transformarea voastră. Posibil și asta. Și ce mai aveți? 13, numărul moarte și renaștere, apropo de 8. Miracole și binecuvântări. Vedeți totul. Everything has its gift. Toate întâlnirile, toate situațiile au darul lor secret. Chiar și relațiile karmice, de acolo trebuie să învățați ceva. Învățați ce trebuie să învățați, da? Cam astea sunt mesajele, sper că v-au plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și la mulți ani pentru anul care vine.